Explicații pe marginea acestui subiect aflați mai târziu de la actualul primar Bucur Bogdan, invitat la Observator. Continuăm acum știrile și vă spunem că angajații firmei de prospecțiuni și-au făcut apariția și în satul Almavi. Au întins cabluri și sonde pe străzile din localitate, dar și în livada unui localnic. Oamenii sunt revoltați pentru că în acest fel le este încălcată proprietatea, spun ei. Unul dintre localnicii din Almavi i-a somat pe intruși să întrerupă orice activitate, iar într-un final angajații de la prospecțiuni și-au strâns materialele și au plecat. Omul a postat filmarea pe internet și tot pe internet au apărut imagini și mărturii ale oamenilor din Copșa Mare. M-am dus la terenul meu și am văzut că sunt instalate niște cabluri acolo. Le-am desfăcut din mufe, nu le-am distrus, le-am adus acasă. Pe înserate, a doua zi, bineînțeles că cineva m-a apărut și s-a aflat că s-au luat niște cabluri. După aceea m-am trezit la poartă cu 5 jeepuri și încă 3 mașini puțin mai mici de la o firmă care se numește Inspecțiune SA. Toată povestea a ajuns la poliție după ce proprietarii cablurilor i-au făcut bărbatului o plângere. Eu am spus că în Constituția României este, proprietatea este garantată și m-am apărat cu acest drept din articolul 44 din Constituție și le-am spus că nu au voie să încalce proprietatea. Argumentul, contraargumentul lor a fost mereu același, că eu sunt un hoț și că le-am furat cablurile. Până la urmă, bărbatul a predat cablurile, între timp făcând și o plângere penală împotriva societății, acuzată că a intrat abuziv pe terenul său.